FCM Dunărea are nevoie de o analiză pertinentă. Echipa gălățeană a traversat un sezon modest, iar cauzele vor fi dezbătute într-o ședință la care vor participa conducători, antrenori și finanțatori. Încercăm zilele următoare, joi, cel târziu vineri, să avem o ședință în care să analizăm cu mare obiectivitate tot ceea ce s-a întâmplat în acest sezon, că pentru nu trebuie să ne ascundem după degete și pentru Dunărea Galați a fost un sezon mai mult decât tumultos, plin de ambiguități. La un anumit moment trebuie să analizăm cu obiectivitate, pentru că nu putem continua în aceeași linie, pentru că ar însemna tot timpul să facem concesii, iar în fotbal concesiile mai devreme sau mai târziu te costă cu vârf și îndesat. În ceea ce privește plecarea lui Auraș Brașoveanu, acesta nu mai este de actualitate. Președintele Dunării nu părăsește corabia care deocamdată nu are stabilitate. Și un pic la cald am spus că plec, dar mă cunoașteți de ani de zile, nu sunt omul care la greu să mă ascund și să las pe alții să repare, ca să spunem așa, oale sparte. Nu voi pleca, pentru că ar fi lipsă de bărbăție din partea mea. Când situația clubului va reveni la normal și lucrurile vor fi așa cum au fost până acum 2 ani, atunci voi avea o discuție lămuritoare vis-a-vis de viitorul meu în club și de continuitate pe care s-o am pe anumite funcții sau pe alta. Dar numai situația în care va fi clubul așa cum trebuie să se prezinte un club profesionist de fotbal. Dunărea poate să o ia din nou de la capăt sezonul viitor. Auraș Brașoveanu este capabil să găsească soluțiile potrivite.